Domeniile fiscal și vamal trebuie să fie cât mai lipsite de birocrație pentru a-i face pe antreprenori să economisească și timp și bani. Un plan comun de acțiuni în acest sens a fost prezentat astăzi de către ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba și ministrul Finanțelor Veronica Sirețeanu. Una dintre acțiunile propuse vizează posibilitatea de reducere a TVA în baza bonurilor fiscale. În primul rând vorbim despre posibilitatea de deducere a taxei pe valoare adăugată în baza bonurilor fiscale, dar doar acele care sunt conectate la sistemul de monitorizare electronică a vânzărilor. Știți că acum bonurile, aparatele de casă se conectează la un sistem centralizat la serviciul fiscal. La moment, ca și statistică, pentru cei mai curioși, sunt conectate circa 21.000 de aparate de casă. Asta ar constitui cam o treime din toate cele care sunt în principiu utilizate. Potrivit funcționarilor, există posibilitatea de plasare în regim vamal de antrepozit a benzinei și motorinei ca o reacție la criza energetică de anul trecut. Este și posibilitatea formării rezervelor inclusiv în regimuri vamale cu destinație specială, cum este antrepozitul vamal, a afirmat Veronica Sirețeanu. Limita sumei care nu este considerată restanță fiscală se propune a fi majorată de la 100 la 500 de lei. O altă acțiune vizează simplificarea procesului de declarare a bunurilor introduse și scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor poștale. S-a propus excluderea obligației de a depune o declarație vamală în detaliu și prezentarea unei declarații vamale simplificate, a mai declarat Veronica Sirețeanu. La rândul său, Dumitru Alaiba a specificat că în domeniul fiscal principala prevedere este anularea regimului mașinii de casă și control. Ce noi vorbim? Iată, asta e obligația pe care fiecare antreprenor trebuie să o onoreze, fiecare bon de casă, fiecare raport Z și așa mai departe trebuie încleiat ca la cercul mâini de bace, mă iertați de expresie, atunci când asta nu este necesar. Doar asta, doar pentru asta, și dacă nu ai, atunci conform legii, fiscul nu că vrea, dar este obligat să ia măsuri, pentru că așa e legea, așa e reglementarea la moment, pe care noi astăzi o reparăm. Deci doar din asta noi economisim antreprenorilor cel puțin 5 milioane de ore de lucru anual. Proiectul ambelor ministere urmează a fi supus consultărilor publice în următoarele zile.